vedea, suntem destul de mulți și sunt doritori, oamenii sunt doritori să vie un pic cum ar veni la iarbă verde, nu suntem la iarbă verde, hai să zic mai la un picnic. La un picnic în curtea noastră, organizează organizația UDMR-ul din Baciu și dacă ne ajută Dumnezeu, bineînțeles, vrem să continuăm și în continuare, să ajungem și până la ediția 10-12, vedem. Ce aveți pe masă? Ce avem pe masă? Numai bunătăți, plin cu colesterol, pâine cu soare, ceapă, avem și de la brutărie Popești din carmangerie proprie, ne-au dus ceva preparate, în afară de aceea avem cozonac, pâine proaspătă, dacă după aia, dacă dorește cineva, poate să meargă să ieie o bucată de slănină și să facă picurat, așa, bine, mulțumesc. După aia un pic de vin fiert, preparat de două doamne drăguțe, dacă nu avem și ceai, prăjitură și pancove. Este a treia ediție a Festivalului Slăninii. A fost o idee acum 3 ani, evident, și a prins foarte bine. Practic este un eveniment în care ne adunăm, ne spunem ofurile, ne împărțim realizările. E o modalitate de a aduna colectivitatea, de a ne simți bine împreună și a povesti, sigur, și de a ne distra în aceeași timp.